Betonul este o substanță 100% naturală, cunoscută de milenii. El a fost folosit și la construirea cupolei Panteonului cu 2000 de ani în urmă. Procesul de fabricație a țiglei de beton. În aceste silozuri sosește cimentul Portland de soliditate superioară. La capătul celălalt al halei se introduce celălalt component de bază, nisipul, care provine din albia veche a Dunării și cu care are un conținut de coarț de 93%. Nisipul se transportă în hală pe o bandă transportoare închisă, în timp ce este și cernut. Prin elevator, nisipul ajunge într-un malaxor de 1,5 metru cub, în care se amestecă cu ciment, apă și coloranți de bază de oxid de fier. Umiditatea betonului preparat se reglează la valoarea dorită cu ajutorul unor senzori cu microunde. Cu ajutorul benzii transportoare, betonul crud preparat ajunge la modelare. Forma țiglei este dată de șabloane din aluminiu. Formele sunt tratate cu ulei vegetal pentru ca țiglele finisate să se desprindă ușor. Această instalație încarcă automat amestecul de beton în valțul de formare. Cuțitele lucrează în ritm uniform, taie țiglele la lungimea dorită și le trimit mai departe pe bandă. Următoarea stație este cabina galbenă. Suprafața țiglelor se colorează prin pulverizarea unor vopsele ecologice pe bază de apă. Țiglele în cămoi sunt aranjate pe uriașele cărucioare de uscare de un robot ingenios cu o sensibilitate tactilă extrem de fină. Încărcătura este transportată apoi în camera de uscare, unde, după 8 ore, va atinge 70% din consistența finală. Prin solidificarea forțată a betonului, se eliberează multă căldură. Ceea ce rămâne în această energie este utilizată la încălzirea halei de producție. Urmează, bineînțeles automatizat, rastelul cu o capacitate de depozitare de 700 de țigle. Țiglele ajung din nou pe banda transportoare, șablonul încă se află sub ele. Având în vedere că țiglele sunt întărite și pot sta pe propriile picioare, cuțitele rotative despart șabloanele de țigle. Șabloanele se întorc la începutul liniei de producție, iar țiglele într-o altă cabină de vopsire. Acum primesc un strat de protecție care le face rezistențe la factorii dăunători ale mediului înconjurător. Această construcție uriașă, impresionantă, nu este o bază spațială, ci un uscător. Aici, stratul protector se usucă în 20 de minute. Brațul robotului așează pe masa de ambalare 44 de bucăți deodată. Acestea sunt învelite cu folie termocontractilă la 300 de grade. Astfel se formează pachetul de țigle din 44 de bucăți, numite cârnați în jargonul profesional, din care câte 6 bucăți se așează pe un palet. Acum, cei 6 cârnați sunt înveliți din nou cu folie termocontractilă. Astfel, pachetul poate fi transportat în siguranță.